Ok, mai ziceți. Sunt de la administrația Parcului Național Kolya. Este un tarif de vizitare. Ce să vizitez? Pentru accesul în Parcul Național Kolya se percepe o taxă de vizitare. Ce să vizitez, de-aia zic? Eu plătesc, nu eu plătesc. Ce să... Tocmai ce v-am explicat. Eu vreau să mă la mănăstire. Parcul Național Kolya. Poftim? La mănăstire pe aici este drumul? Pe drumul acesta forestier se ajunge... A, dar alt drum mai este la mănăstire? Nu, alt drum nu mai este decât cel traseul turistic care pornește din spate de la mănăstirea Turnu. Bun. Dăm 10 lei, da? Totodată să vă și legitimați. Sigur că da. Dar de ce nu aveți un ecoson? A, ăla e ecosonul? Da, este un ecoson acela și aici aveți legitimația. E regulă. De la administrația parcului. Le... A, e regulă. 10 lei, doamnă? Da. Nu, 5 lei de persoană. A, ok. Dăm soare și două roți. Trebuie să-i luați și pentru roți. Nu, accesul, tariful este pentru accesul în Parcul Național. Doamne, vreau să vă întreb atât doar. V-ați uitat pe biletul acolo la numărul 6? Nu. Ia, uitați-vă. Și spuneți-ne exact ce scrie la numărul 6. Sau la ce vă referiți? Păi la numărul 6, citiți. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, vă referiți la regulile de vizitare. Da, da, ziceți tare. Ce scrie la 6? Mijloacele motorizate, ATV-uri, snowmobile, motociclete, scutere, motorete. Atât aș citi, da? Da. Adică mașina nu se încadrează. Scrie clar. Clar. Două puncte. Da? ATV-uri, snowmobile, da. Motociclete, scutere, motorete. Și după motorete ce mai scrie? Etc. Etc, da? Ați văzut? Se referă la mijloacele de transport care fac... Doamnă, scopere. Doamnă, domnișoară, n-ați înțeles. Doamnă. Doamnă, scrie ETC, da? Da. În orice parc național din România, de oriunde, da? Motorizatele nu au ce să caute. Adevărat, e, nu e adevărat, da. Atunci, deci ar mai fi numit acest drum, drum autoforestier. Doamnă, știți care e problema? Dacă nu era mănăstirea, aici majoritatea sunt turiști pentru mănăstire. Atenție, pentru mănăstire. Cei care urcă la asta e mașina ocolului Silviu sau al dumneavoastră? Mașina mea personală. Aha, deci angajatul cu mașina personală. Adică mă gândesc... Nu înțeleg ce vă deranjează la drum. Nu mă deranjează că... Deci nu s-a făcut nimic, nu s-a amenajat nimic. Ați mai fost aici? Dar cum să nu? Dar nu-i prima de... Nu sunteți de mult cu taxa asta. Tocmai măsuțele și bănfuțele acestea au fost reînnoite din ianuarie, domnule. Din ianuarie, atât, doar atât. În rest nimic n-ați făcut. Ba da, facem ecologizare după fiecare, grup de turist care urcă pe... Dar dumneavoastră mi-ați cerut voie să mă filmați, că văd că sunteți foarte insistent pe lucrul acesta. Păi nu n-ați înțeles. Eu acum, aici este spațiul public? Da, bun. Este așa. Sunteți angajați, sunteți în timpul serviciului? Așa, și care e legea care mi interzice să vă cer voie să vă filmez? Dacă sunteți în timpul serviciului, în timpul serviciului, eu acum cer informații. Ce vizitez în acest parc? Nu e nimic de vizitat decât o mănăstire. A spus monopol pe un drum. Sunt trasee turistice pe care le puteți vizita, chiar și traseul acesta spre mănăstire este un traseu turistic. Da. Dragii mei, dacă nu era mănăstirea... Nu v-am găsit. A, deci... Are permis de trecere. Am înțeles. Deci ce vizităm noi? Ați spuneți prin ochii mei, da? Așa. Cetățene, da? Află ce vizitează în acest parc. Dumneavoastră... Ia uitați ce scrie aici. Deci primul lucru care îl spuneți, da? Este că este o mănăstire. Deci cetățenii sunt interesați mai mult de mănăstire. Aici se poate urca spre mănăstirea Stănișoara. Nu că neapărat trebuie să vizitați mănăstirea Stănișoara. 99% dintre turiști se duc la mănăstire, credeți-mă. Pentru că la Caraiman se duc pe drum, nu pe aici. Stați un pic. În rând că aici nu e Caraiman, este muntele Kolya. Nu, la Kolya, la Kolya. Se duc la Kolya pe partea cealaltă. Kolya nu se duc doar pe partea cealaltă. Partea cealaltă este un alt coleg de-al meu. Alt coleg. Și acolo l-ați... Tariful este pe tot teritoriul parcului național. Am înțeles. Adică l-am contestat, eu l-am plătit. Dar scrie acolo motorizate ETC. Ce înseamnă ETC-ul ăla? Ce înseamnă ETC-ul ăla? A fost exprimarea. Vedeți ce înseamnă când sunteți angajați? Nu știu, acum nu știu. La noi în România se angajează în mare parte pe pile. Păi, rubedenii, pasă. Atenție, o să pun întrebarea, da? O să văd ce salariu, câți bani câștigă ocolul Silvic în așa fel încât să vedem, de să merită. Ia uitați câți bani ați încasat aici. Oamenii ăștia or să viziteze acum. Vă dați seama ce... Un grup organizat care au anunțat venirea dânșilor. Și domn director le ține un mic discurs. Cine, domnul director? Da.
Dragii mei, oamenii se duc la mănăstire, sunt nicio formă la Cozia, dar dacă vrei să vizitezi la Cozia ceva, nu este nimic amenajat de ei, drumul este amenajat de Cânhău, da? Trasee turistice. Da, asta este, monitorizare video. Bun, mi-anunță, unde este, unde aveți camera de monitorizare video? Cum o vedem pe aici? Gata, unde este camera de monitorizare video? Pe traseu? Și uite ce scrie acolo. Sunt camere de monitorizare pentru că nu avem voie să prindem focul pe... Da, da, unde sunt? Că noi nu le-am văzut. Am trebuit să le vedem la e undercover, cover. Nu, așa depistăm... Ce depistați? Urși? Deci, oamenii nici nu știau despre ce... Unde scrie că e o taxă decât numai pe plancar de alea mari. Drumul acesta n-a fost taxat niciodată. Acum, de când s-a dat, este o hotărâre, toată lumea plătește. Da? Nu comentăm plata, nu comentăm plata, nici bani mărunți nu are. Ia. Angajații ocolului civil care n-au... A rupt biletul. Ați mai fost aici? Ați mai plătit odată? Nu, mergem să facem și merinde la mănăstire. Păi stați un pic, că și eu puteam să mint chestia asta la mănăstire. Dar nu mințim, am înțeles, nu, dar depinde de o poveste. Nu, nu, eu nu vă cer pe dumneavoastră, nu. Dar a spus o poveste, da? Și ați... Și vă duceți, și duceți merinde. Ați văzut mâna întinsă care spune o poveste sau care nu spune? Dați-i drum, că nu ce problemă, de partea mea nu. Ați văzut? Domnule, lor v-a spus o poveste, eu îi cred. Că duc, auto face semnul așa. Ce grad de superioritate aveți când faceți semnul ăsta așa la alt cetățean? Nu fac un semn așa. Da, ați făcut așa. Da, care? Deci, dragii mei, când veniți în mașină, puneți bagaje în spate și mințiți-o pe doamnă că duceți alimente la mănăstire. Și gata, nu vă taxează. Ați văzut? Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Nu, vă spun eu. Da, vă spun eu sigur. Eu să fac un pamflet cu dumneata, da? Că nu mi se pare că ești tu angajat. Ba da, o să fac pamflet, scriu pamflet și spun, mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Adică omul a spus că să ducă merinde la mănăstire și n-a mai fost taxat. N-ați înțeles? Și eu o să îndemn oamenii să-și pună bagaje în spate și să vă spună că duc ajutoare și merinde. Un angajat de la... Mi-a arătat legitimatea Ranger. Ranger, ăsta e cuvânt românesc ăsta. Da. Da, am înțeles, nu, îl caut, dar noi acum nu mai spunem, da, zicem ok, toate chestiile astea numai în altă limbă. Parcă zici că suntem în America, nu știu, îi pupăm pe așa până și de Halloween, acum îi pupăm. Vă spun că dacă nu era mănăstirea, vă spun eu că nu vedeați nici atâta aici cetățeni. Ia, și domnule să spună că duc ajutor. Spuneți că duceți ajutor la biserică și nu vă taxează. Gata. Deci de când stau aici, vreo 4 persoane, 4 mașini au trecut. Alții. Depinde de poveste. Deci majoritatea care sunt cu mașini din asta de teren, nu plătesc. Noi plătim, nu e nicio problemă. Am înțeles că există un director aici? Am văzut. E interesant că mai sunt... interesant că mai sunt profesori care și-au obligația să aibă grijă de copii. Da. Apa a început să plătească până acum, a zis că... Dragii mei, spuneți-i povestea exact ca în Filantropica, spuneți-i povestea domnișoarei care face așa, care nu știa ce scrie în punctul 6, deci motorizatele, n-au ce să caute motorizatele aici. Așa spune acolo, voi le-a scris, instituția asta sau cine este, emitentul. Că nu ai voie să urci într-un parc. Nu, da, știți ce scrie în bilet? Scrie că motorizatele n-au voie. Nu e legal deloc să iei bani ca să circul. Nu, să mă duc la mănăstire. La mănăstire. Dar ce ai investit? Aici e problema. 5 lei. 5 lei parcă... Deci investiția. Nimic aici. Eu să cer câți bani a scos domnișoara cu mașina dumneai.
Da? Aia dar nu-i mașina, nu-i mașina statului, e mașina dumneai, a firmei. Dar ce ai investit aici, că e un drum forestier care nu știu nimic? 5 lei. 5 lei? Dar la copilaș cât o fi luat? O fi cu reducere? Deocamdată nimic, să vedem. Tot 5 lei la fiecare copil. Doamne, nu vă e ruste, rușine să luați la copii 5 lei? Păi la orice... Chiar n-a făcut reducere. Serios, cine este șeful de grup? Bună ziua, mă scuzați-mă, cine este organizatorul grupului? Am o rugăminte, s-a făcut reducere la copii pentru intrare pe aici? Da, s-a făcut. Cât? De la... Ați donat. Am înțeles, nu vă întreb, donat. Da, da, ei nu prin... L-a donat la cine? La Ocolul Silvii? Am înțeles, nu, vă ceream un punct de vedere, doamne, nu, atâta pare. Pentru că nu e legal, nu există cuvântul donat. Sunteți cadru... Da, da? Știu că România nu primește nimic de la stat. Cine România nu primește nimic de la stat? Cum se... Stați un pic, doamne, România nu primește nimic de la stat. Cadru... Cadru didactic. Mă, ce ți-și dați la tribună, că nu e lucru. Nu, dar n-am înțeles. Ce ați donat, voi, ce ați donat aici bani, așa am spus. Nu faci. Ia spuneți-mi și mie, oamenii spun că au donat. V-a donat banii? Plătesc 40 de bilete, sunt vreo 60 de euro. Plătesc decât 40 de bilete, da? Dar nu donație. Nu donație, plătesc 40, sunt vreo 60 de persoane cu părinte. Dumneavoastră sunteți de la Ocol, că văd că sunteți. Da, da. Vreți să-mi arătați și mie o legitimație? Nu, cum să nu. Da, vreți să-mi arătați? Cine sunteți? Păi eu sunt un turist, vreau să știu cu cine stă de vorbă. Foarte bine, da? Deci, da. Deci, dacă dumneavoastră sunteți de la Ocolul Silvii sau angajat, da? Vreau să știu cum vă numiți prin acele cu sunt. Da. V-am cerut ceva? Nu mi-a cerut, e totul bine organizat. Păi nu vorbim de grupul ăla. Da? Vorbim de dumneavoastră, că sunteți reprezentant al unei instituții. Da, 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 da. Văd că aveți un ecuson. Vă solicit în mod expres, atenție, că o să vă vad o țară întreagă. Da, să-mi arătați cum vă numiți, ecusonul, să-l vedem. Da? Eu sunt chiar directorul Parcului Național. Și cum vă numiți? Fundurile Parc, da. Arătați-mi și mie ecusonul ăla care da, vi l-a... Statul român vi l-a era, dat. Dar mi l-am făcut eu, nu e o problemă. Cum, da? Domnule, vi l-a sunat? Fundurile director Parc Național Cosia, da? Mamă, cât am mai e cu sun de mare. Auziți, da? Spuneți-mi și mie, dacă toți sunt de ce vizitează turistul român când vine în parc? Știți că acum 6 ani, 7 ani, 8 ani, 10 ani, nu erați pe aici. Da, până acum e din. Dar nu cu taxă. 90. Din? Nu, nu, nu era cu taxă, domnule. Păi nu se poate introduce taxa, imediat ce se instituie o are. Dar am spus, domnișoare sau doamne, da, la capitolul 6 sau punctul 6, motorizarea. Nu, e interzisă. Sunt instituție, mănăstire, să zice lumea la mănăstire. Domnule, sunt scrie, că, scrie în, nu, scrie nu, în nu, biletul nu, ăla nu, de intrare. Nu. Hai, domnule, ia dă-mi un pic biletul de intrare. Nu. Da? Drumul forestier autorizat, nu pune mai... Domnule, nu contez drumul forestier. La numărul 6. Pe terioță, așa, este interzis să folosească mijloacelor și de mijloacelor motorizate, ATV-uri, snowmobil, motociclete, scutere, motoare, ETC. Poate să mai apară. A apărut, de exemplu, ulterior... Nu, nu, ETC ăsta, ce... Nu, e un drum forestier, nu putem bloca țara. De nu se blochează țara, e un drum forestier. Dom'le, scrie la 6, uitați-i deci, aici. Scrie aici, 6. Ăștia sunt incompetenți, ce se întâmplă? Nu, a citit foarte bine și da. Frumos, da? Dacă apar alte mijloace, UTV-uri, nu știu ce anume... Nu mă interesează, eu sunt cu turism. Nu, este un drum e mijloc motorizat. Este un drum forestier autorizat la circulație. Nu putem bloca lucrurile. Deci se circulă pe drum, dar... Ce salariu aveți? Sunteți ai statului român? Da. Bugetar? Da, nu sunt bugetar. Dar cum? De Rom Silva, administrația adică, Parcului Național. Adică Rom Silva nu face parte din bugetul statului? Dumneavoastră sunteți pe funcție, director, da? Aveți declarație de avere? Da, cum să ce salariu aveți dumneavoastră? Dar nu trebuie să vă spun dumneavoastră salariul. Salariul se poate verifica. Cum? Păi, prin declarațiile de interese, de avere pe care le depunem. Și vă este rușine să spuneți că am câți bani? Că oricum îl afișăm. Dar un director care în România plătit în banii publici. Nu, pentru că râdeți de mine dacă vă spun că e infim față de muncă. Păi spuneți, domnule, atenție, prin ochii mei ori să vă vadă 2-3 cetățeni.
dacă putem discuta despre natură, despre parcul național. Ia, spuneți-mi despre parc. Ce ar putea turiștii să vadă? Da, ce ar putea? Nici să nu v-ați prezenta cât de cât. Eu Geană Hare Florin mă numesc. Da, mă bucur. Doamne ajută. Fără Doamne ajută, că eu sunt ateu. Păi, Doamne ajută la credința dumneavoastră, da? Cu ce să mă ajute? Că găsesc un domn care a refuzat să se legitimeze prima, când trebuia să-l aveți cu sonul, la vedere. Dar l-am la vedere. Domnule, lăsați un pic, că o să fac adresă. Să nu credeți că fac adresă, pe la, să vede că l-aveți la vedere. L-am la vedere. Am înțeles, da. Dar l-ați pitit. Nu l-am pitit, așa se păstrează. Cum așa se păstrează? Așa? 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 Păi așa țineți-l, domnule, ca să fiți profesionist. Să vă zic ceva despre parcul național. Ia, ziceți, da. Deci, eu are protejată foarte importantă, da? Pentru conservarea biodiversității, dar și pentru promovarea turismului, pentru practicarea unor forme de turism care sunt prietenoase cu natura, da? Călătorii de toate felurile, pe trasele turistice. Care nu prea sunt marcate. Marcate. Am înțeles, mi l-am filmat. Marcate foarte bine. Am filmat, vă spun. Nu putem marca din metru-metru, da? Vă spun că marcajul este făcut mai mult de mănăstire. Toți cetățenii, în mare parte, 99%, se duc la mănăstire, domnul meu. În primul rând că este un drum și pe drumul forestier, care e unic, nu se intersectează cu alte drumuri, cu alte potești, cu alte căi. Nu merge să, știu, să vopsim toată zona, pentru că este un drum simplu, lumea ține drum. Este considerat drum public? Da, sub incidența HG5 195? Da, este drum public, da. Rutier? Da, rutier, drum public, drum auto, forestier. Forestier? Da. Se supune legislației rutiere sau nu se supune? Păi circulația pe drumurile publice are un regulament, știm foarte bine. Am înțeles, bine. Dar este drum forestier. Da, da, e circulație publică, mai ales că este și mănăstirea undeva în capătul drumului. Deci iară vă întoarceți la mănăstire. Deci până la urmă, eu așa o văd, dragi cetățeni. De exemplu, un domn a venit și a spus că duce merinde, mâncare la mănăstire. Și n-a fost taxat. Dom'le, cei care se duc la mănăstire... Păi eu la mănăstire m-am dus. Eu n-am văzut nimic aici. Mănăstire m-am dus. Am spus că eu vreau la mănăstire. Foarte bine. Vă continuați drumul, vă duceți la mănăstire. Păi nu. Am plătit intrarea. Atenție. Dacă spuneam povestea, dragi cetățeni, dragii mei privitori, când veniți aici, o găsiți pe domnișoara, pe doamna neprofesionistă și nu știu dacă are competență. Ori este incompetentă, ori nu are competență. Dar folosesc cuvântul ăsta că s-ar putea să fie deranjată, adică să fie incompetentă. Este pe competență dumneai? Da, cum să nu. Am înțeles, da, în fișa postului. Fișa postului și chiar este foarte capabil, chiar este foarte destoinică meseria pe care nu știi, să nu se simte lezată că am făcut, dacă este competență sau nu e competentă. Sau incompetentă. Astăzi este duminică, noi în afara programul zilnic, venim și în weekend-uri, da? Când este. Dar luni, marți, miercuri se taxează aici? Nu se taxează, că nu e lume foarte multă. A, deci numai vineri, sâmbătă, duminică. Da, pentru că e flux mai mare, atunci vă interesează. Solicită informații, trebuie să le explicăm. Sunt grupuri care se interesează de anumite aspecte, trebuie să le ținem, știu eu, o lecțișoară despre natură, despre ce poate să viziteze în zona aceasta. Da? Nu vine cineva. Stați un pic. Aici nu spune că este de luni până cu program și toate astea. Este bilet de vizitare. Când zic bilet de vizitare, trebuie să am un program. Atenție. Domnule, mai atent, că are aici așa pe zile. Așa. Zilele lunii, da? Da. Și ce văd eu? Dacă zile că am atent, e marcat ceva, punctat ceva, când spuneți asta, ziceți-mi, bifa ceva aici. Le vine lumea. Domnule, ne credeți proști cu ciungă în părere, adică dumneata, dacă crezi că ești director, noi suntem proști. Uitați-vă aici, ce să văd? Să văd că este 31 de zile, 12 luni, ce ați bifat? Dacă de ce sunt făcute astea? Ai venit în parc, plătești un bilet de vizitare de 5 euro. Nu, domnule, stați un pic. Este bilet de vizitare. Care este programul? Programul, deci este zi lumină, da? De ce nu scrie aici zi lumină de luni până vineri sau de asta, da? Nu putem impune un program. Nu putem impune cuiva un program, știu, de la o anumită oră și el vine mai devreme sau coboară mai târziu. Dragii mei, mințiți-i pe oameni. Pentru că oamenii nu știu dacă o să cerem punctul de vedere, da? O să dăm direct de cine aparține, da? O să-i contrazicem legislativ, o să vă contrazic legislativ, pentru că nu mi se pare normal, adică nu mai este par național și luni, marți, miercuri, joi și vineri, a venit și vineri. Vine și vineri. Dom'le, când avem grupuri, că sunt... Da, tineri, unde vă duceți? La mănăstire? Da. Deci nu pentru par, la mănăstire. Uite, domnule, uite, majoritatea la mănăstire. Vă spun, asta este o hăituială, adică ați venit aici, da? Măcar trebuia să spuneți, domnule, să taxează aici, când aici trebuia să spuneți punct de taxare.
Aici e mereu punctul de taxare? Da. Domnule, să vă fie rușine, atenție. Vă spun că dumneata ca director nu mergi, nu știu, ce ai lucrat înainte? Numai în asta. Ai fost pădurar, dumneata? Nu e treaba ce am lucrat eu. Nu e interesul. Prin declarația de avere, oamenii or să dea mesaje. O să vedeți ce de mesaje să te... Da, dau mesaje, credeți-mă că dau mesaje. Da, și da. În România, în afară de locurile de parcare care s-au făcut din ce în ce le strâng, că ați văzut și dumneavoastră până în ora să strâng locurile de parcare, să facă cât mai mulți bani, da? Nu fac locurile standard. Acum aici nu există un punct de taxare. Dar oricând, unde suntem noi, ce este? Domnule, nu este un punct de taxare, ci este pentru mine o derbedeală a unui incompetent, da? Pentru că, de exemplu, dacă ar fi cineva, v-aș pune un HG301, v-aș pune un 585 și v-aș pune niște legi de încasare prin legea 333. Adică, încasarea banilor care îi luați, o anumită sumă care o luați aici, da, cum vă protejați? Adică sunteți purtători de armă. Dacă vă atacă cineva și ia bani, adică... Vă chemăm să ne ajutați. Domnule director, dumneata să nu crezi că sunt cu ciungă în păr. Deci, domnișoara, când încasează niște bani, da, numai și la o primărie când te duci, sau la niște, o instituție când te duci cu o anumită sumă de o valoare, nu poți să te duci așa, vii în pădure, pe oricând puteți să fiți atacați aici. Să vă ia... A, vă descurcați. Taxați-l și pe Salvamontist. Luați-i banii și la Salvamontist. Că sunt, eu cred că sunteți în stare. Deci, nu mi-ați răspuns că dumneavoastră sunteți director la 6. Ce anume? Domnule, citiți, domnule director, citiți la 6. Credeți-mă că nu rămâne așa. Dacă e scris de mine. Dumneata l-ai scris? Da. Dumneata l-ai inventat astea? Înseamnă că ești incompetent. Nu pune mâna pe mine, tovarășul. Da. Dumneata ești incompetent, înseamnă. Păi spune da. Tot ce înseamnă motorizat, nu mai ai voie să urci. Deci, spune ATV-ul, motocicletă, mopede. ETC. Da. ETC. Pentru că poate să apară și alte categorii de mașini care nu sunt... Uite mașină, uite, motorizată, omule. Ne crezi pe proști, o țară de care te tolerează? Bă, spune că ai salariu mare, nu râde că ai salariu mare, spune sigur. Adică ați proteja pădurea asta pe țară lemne care stă pe drum, care nu ai voie să le pui pe drum dacă ești pe forester. Lemnul ăla care este tăiat, de ce este pe marginea drumului? L-am filmat. Este un buștean tăiat pe marginea drumului. Este voie din punct de vedere al civic sau nu? Da. Pe drum. Da. Adică eu pot să intru cu el noaptea? Pe drumul este voie, cum să nu? Pe drum? Da. Du-te, măi, omule, că te contrazic. Am avut atâtea reportaje cu ocolul silvic și cu tot ce înseamnă forestier, cade, cu ciungă. Cade un lemn care poate să afecteze drumul sau instalațiile, știu, o linie electrică sau ceva. Nu, n-ai înțeles. Taie frumos, se pune pe marginea drumului. Este depozitat pe drumul de acces. Aici da, e problema. Da. Adică putem să intrăm cu el în mașină. Ce se face? Asta este, da. Mult succes! Două, da, deci, bine. Dragii mei, cred că sunt benevol, nu știu, aici nu sunt plătiți. Dacă sunt plătiți bine. Și... În ziua de astăzi, ce care? Da, am plătit, da, voi să stau aici, adică mă trimiți și hai, pleacă, pui mâna pe mine. Vă spun să rămâneți aici. Pui mâna pe mine. Și... Te bucur că eu mi-am făcut un material cu dumneata, da? I-am anunțat pe cetățeni să spună povești, să ducă bagaje în spate, să spună povești, dumneavoastră nu o să taxeze. Este o poveste foarte frumoasă, natura și parcul național, e totul foarte bine reglementat. Și te-ai găsit dumneata să spui o poveste motorizată etică. ETC. Nici măcar n-ați dedus esența... Du-te, domnule, dar aici n-am dedus esența. Tot ce înseamnă motorizat. Mașina e motorizată. Nu scrie tot ce e motorizat. Deci asta nu este vehicul motorizat. Ce e asta? Adică asta poluează mai tare decât un ATV. Nu să vă răspunde singur la întrebări, că e mașină în masă și știți mai bine. Păi nu-i vehicul motorizat, ce e asta? Păi te contrazic. Deci... Dragii mei, nu știu cum au ajuns oamenii ăștia director, vă dați seama, director, nu știu ce a fost omul, dar o să vedem în declarația de avere și interes, salariu, că este rușine să spună. Cred că are 9.000, 10.000, cred, sau 20.000 de lei. Și dacă se fură lemne, e îmbrăcat în verde, da? Săpădurile astea s-au furat și se fură în continuare. Și păziți cu arma hoții ca să fure? Întreb, păziți cu arma hoții ca să fure lemnele? Păi sunt chelite pădurile din România, domnule. Da, nu știu, director, scrie, director, apele, fugetare, mă filmează și, deci poți să mă filmezi, că nu mă deranjează, înțelegi, dar filmează calul. Ba, ai spus că te deranjează că te filmezi, înțelegi? Ba da, pe, ia, acum vezi, vrei să scrii și jos acolo, că minți. Nu, am zis doar, de ce nu m-ai întrebat înainte? Ce să întreb? Că pot să vă filmez, atâta tot. Dar nu trebuie să întreb, că nu. Deci trebuia să aveți aici o coșmelie, măcar ceva, un buton de panică.
N-are nicio treabă. Deci, legea 333 pentru voi nu există. Nu există 585, nu există, dragii mei. 195 nu există, sunt 302. Deci sunt vreo 6 capitole din legi, din hotărâri, da? Care ei le încalcă. Și o să, prin răspunsul oficial, veți vedea că omul este nepregătit, dumnea ei nu are ce să caute și bine, nici ei aici nu are ce să caute și o să vedeți punctul de vedere. Pentru că faza asta am mai găsit-o. Și știți cum spune românul? Și-o ia mufă. Adică pe lege nu este regulă ceea ce faceți aici. Nu este vorba de bani, că românul dă. Dar majoritatea se duc la mănăstire și a spus imediat, ați văzut că este interesul. De ce? Sâmbătă, duminică este interesul să ducă oamenii la mănăstire. În cursul săptămânii, păi nu mai e parc național în cursul săptămânii. Cum să nu? Dragii mei, nu mai veniți sâmbătă și duminică. Dacă vreți să veniți la mănăstire, veniți. Uite că lumea vine luni. Păi vin, vin pentru că nu țin cont pentru că ei vor să ducă la slujbă și ați făcut chestia asta să mai scoateți un ban, să vă plimbați cu cafelele, cu țigările în instituții publice. Noi am filmat în instituții publice, pentru că la instituția dumitale, atenție că o să vin la instituție direct, să te văd pe mata la birou, o să-mi spui că n-am voie să filmez în instituție, că n-am voie să intru nu știu cum, că aveți ușile închise, pentru că vă faceți de cap în instituții. Păi eu pot să vă acuz, atenție, pot să vă acuz prin ceea ce am filmat la instituțiile astea. Dragii mei, uitați cum ei o duc bine, dar în mare parte, în mare parte pădurare au început să se ucidă între ei. Pădurile sunt furate cu... Ia să vedem râul cum arată curățenii, că tot au spus. Am văzut gunoaie, să știți că am filmat gunoaie pe acolo. Uite, 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 cum ați făcut curățenii aici? E chiar aici, uite. Chiar aici este, uitați, bidoanele. Aici, uite, uite, tovarășul director, uite, bidoane chiar aici. Eu ce să cred că dumneata ai aruncat? Uite, conservă, uite, uite cutii din astea, da? Uite, chiar aici, uite, lângă dumneata. Da, despre ce vorbim? Că faceți asta. V-am spus canapele că aici, asta e birourile aici. Cum ați găsit un loc viran? Gata, hai, hop, să luăm banii la cetățeni, să-i jăgmănim. Păi faceți ceva, n-ați făcut nimic pentru parcul ăsta. Drumul ăsta, de când îl știu, am venit, a spus niște plancarde, cetățeanul știe că se duce după cablu de rețea de alimentare la mănăstire. Și a zis, hai să mai scoatem niște bani de la fraieri. Un director cu un ecuson pus în piept de nu se vedea, domnișoara n-are ecuson. Are acolo, e ranger, mai are să-i pună cine tare și mai tare, are pistol în buzunar și două și pager la cingătoare. Nu trebuie să vă deranjeze faptul că lucrurile merg bine, că sunt bine organizate. Care, ce organizat, omule? Ce aveți? O să vă arăt să vedeți cât de regulă sunteți aici. Păi uite, ai spus că s-a făcut curățenie, de când n-a mai fost cutia asta luată? Ține de mentalitate, ține de istoria... Păi uite, ia cea lângă dumneata. Ia să vedem dacă au aruncat aici cât. Să aruncă, gunoaie sunt aici destule. Dragii mei, România, dacă ne vom reveni, uite, hârtie, mentalitatea, da? Cum a spus directorașul, mentalitatea, da? Uite, gunoaiele, da? Parcul. Deci o să ajungem să plătim inclusiv mersul pe drum, pe stradă. De ce? Că se găsesc 2-3 din ăștia care ei fug acum, au fugit. Da. Sunt la... Dar mințiți-i, fraților, când veniți la mănăstire, spuneți că duceți mâncare. Duceți mâncare la mănăstire și puneți bagaje multe. Ceva și gata. Nu e vorba de 10 lei, dar să vă bate joc de aici și să-i filmați. Dumneavoastră mi-a spus că pe partea cealaltă se taxează, corect? Da. Că există un alt domn sau cine, că taxează când te duci la cabană sus, da? Unde este? Păi de 3 ore. Deci după ce am plecat de aici, noi ne-am dus și ne-am plimbat pe acolo. Unde? Că niciunul, nu pe niciunul. Nu cred că faci să vă plimbați pe acolo. Păi dar eu nu trebuie să-mi spui dumneata dacă mă crezi sau nu, că eu pot să dovedesc. Nu, eu pot să dovedesc acolo. Da. Că am fost, da, pe acolo, da. Am stat de vorbă și cu toți muncitorii de acolo, am stat de vorbă și cu cabanierul, am stat de vorbă cu toată lumea. Unde e omul ăla care taxează? Că sunt, trec mașini acolo, sunt foarte multe. Bă, nu, vă faceți de râs, nu înțelegeți. Banierul ăsta înseamnă că ați fost în vârful Cozia. Eu v-am spus că avem punct de taxare. Unde? La Turnu. La Turnu? Da, dumneavoastră mi-a spus... Păi, stați un pic, la mănăstirea Turnu? Da, în spate la mănăstirea Turnu este traseu turistic Bandă Ro. A, nu acolo, nu pe Cozia în partea cealaltă. Nu pe Cozia, pentru că în primul rând pe drumul județean nu avem
Că nu e drum județean acolo, acolo este drum forestier și este tot, tot... Eu zic să vă interesați ce fel de regim are drumul acela spre Vârful Cozii. Păi nu, tot aceea spune acolo Silvica Limănești, tot așa direcția... Nu contează. Direcția. Nu contează. Interesați-vă ce fel de regim are drumul care duce spre Cabana Cozii. Am înțeles, adică e agent economic, da? Poftim? Agent economic sus acolo. N-am spus că e agent economic. Sus acolo e un agent economic, dar aici este o biserică. Bun. Și v-ați poposit... Adică acum dumneavoastră sunteți în timpul serviciului. Din punct de vedere al statului de plată... Cum dovediți dumneavoastră că m-am poposit eu aici? Păi nu, stați un pic, nu? Că eu să cer, adică mă interesează. Deci dumneata acum ești în timpul serviciului, da? Da. Pe statul de plată. Pe statul de plată. Am înțeles, da, zic. Vrem să vedem, adică v-ați poposit exact la mănăstire, da? Iar pe partea asta, la turnul, acolo spunea că Biserica Ortodoxă Română este proprietari la terenuri. Da, dar v-am spus în spate, la mănăstirea turnul, puteți să verificați că există traseu turistic care urcă până în Vârful Cozii, este 6 ore jumătate, bandă roșie și acolo avem dreptul să stăm să ne taxăm turistic. Eu n-am spus că aveți sau nu aveți dreptul. Și dacă nu înțelegeți lucrul acesta, puteți să verificați ordonanța de urgență 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, flora și fauna sălbatică. Și cum o protejăm? Cu mașinile? Cu vehiculul motorizat? Acolo regăsiți faptul că avem un articol și un aliniat în care scrie accesul în ariile protejate se face cu bilet de vizitare. Și în funcție de fiecare de acord. Și regimul fiecarei arii... Dar mașina este vehiculul motorizat, da sau nu? Autoturismul. Da, este un vehicul autorizat. Motorizat. Păi acolo spune că nu ai voie să urci cu el. Da, dar se specifică și cu ce fel de vehicule. Scrie, nu ai voie. Virgulă, e tăcă. Da, virgulă, e tăcă. Exact cum v-a specificat și domnul director și v-a explicat... Va, dragii mei, ce director aveți? Nu știu cum a ajuns omul ăsta director. Dumneavoastră nu sunteți de o fală. Poftim? Ei, dumneavoastră nu sunteți de fală. Dar am zis de dumneata ceva? Adică, stai, ce faci, mă jignești? Adică, ce de o fală? Eu am zis că un om este angajat... Ce am zis? Am spus că nu sunteți pe competență, sunteți incompetentă. Unde ați verificat dumneavoastră treaba asta? Păi că nu sunteți pe competență. Păi dar unde ați verificat? Aveți funcția de casier? Nu, n-am funcție de casier. Dar ce aveți? Pentru că asta nu este funcție de casier. Dar ce este asta? Ce intră în fișa postului arrangerului prin care are ca și atribuții. Ce se întâmplă? Sunteți plătiți de statul român sau n-aveți treabă cu statul român? Suntem din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor. Am înțeles. Aveți, dacă spuneți de o hotărâre sau de o ordonanță, astea nu sunt aplicate sau sancțiuni. Aveți și competența de a da sancțiuni? Nu. Dar cine dau sancțiuni? Cine de sancțiuni? Gendarmii montani. Ai chemați dumneavoastră, da? Da. Am înțeles, da. Bun. Nu știți de ce? Că vreau să văd de ce. Ați văzut elevia? 60 de elevi au fost, da? Da, nu 60 au fost. Păi nu, n-a spus profesorii. Dumneavoastră nu știți ce am vorbit eu cu profesorii. Să vedeți ce spun profesorii, da? Deci profesorii, câte bilete ați dat atunci la acei elevi? Câte bilete? Câte s-au dat? Câte s-au dat la 60 de copii? 200 de lei, 40 de bilete. 200 de lei, 40 de bilete. Atenție, directorul a spus cu totul altceva. L-ați auzit, da? Deci ori dumneavoastră mințiți, ori directorul. Păi o să vedeți pe filmare, deci nu, vă încurcați în minciuni. Păi nu, mă tem că dumneavoastră n-ați fost atent la ce s-a vorbit. Domn director v-a spus clar când ați venit aici, s-au taxat, au fost 60 de oameni, s-au taxat 40, bun? Li s-a dat bilete de vizitare? Am înțeles, da. Cățeluși, este adevărat ce spun oamenii ăștia? Da? Profesioniști, șefii auto, doi sunt ăștia. Ăștia vor fi lucrând la Ocolul Silvic? Vor fi angajați? Da. Nimic n-ați făcut, uitați, mize, ați curățit aici, dacă tot sunteți plătiți, ați făcut curățenie aici, că ați văzut că cu dumneavoastră aici s-au aruncat hârtii, conserve. Nu s-au aruncat hârtii de față, cu mine s-au aruncat înainte de a fi eu aici. Păi cum, uite acolo, stat la canapea, acolo stat. Da, domnule, s-au aruncat înainte de a fi eu aici. Astăzi nu avem zi de ecologizare, vom avea de mâine încolo. Nu putem de mâine. Să facem ecologizare în fiecare zi. Ce anvelope, băi, poliția română. Cum nu-i vedeți, mă, ce anvelope uzate are fata asta la mărțoagă? Uitați anvelopele, da? Da, am înțeles. Eu n-am nimic cu dumneata. Aveți, pentru că atât cât filmați propria mea mașină, așa, aveți. Așa, ți-o pui în curte. Aici nu-i spațiu public. Ți-o pui în curte, eventual. Măi, nene, cum zice, măi, nene, tu ești profesionistă rău de tot. Dar nu nimic, să le știți pamflet, o să vezi că mâna întinsă care nu spune poveste, nu primește pomană,
Să nu crezi că suntem noi cu ciungă în păr. O să pun multe întrebări. Program, și care e programul de vizitare? Până la ce oră pot să intru eu aici? Că scrie program de vizitare. Acolo, scrie program. Dumneavoastră, intrați până la ce oră vreți dumneavoastră. Tariful este pe zi. Eu pot să stau aici până când am programul meu de vizitare. Așa, și de la ora 9 nu mai pot să... Eu vin 9 la 9. Deci nu să, mă, că nu să mai stai până la 9, dumneata. Poftim? Altcineva care vine după ora 20. Da. Și dacă dumneata nu ești aici, nu mai plătește. Că n-are ce să viziteze, că e noapte. Ce să vadă pe aici? Ba, are, domnule, ce să... 99% sunt în cauza acestei mănăstiri. Lăsați chestia asta, că dacă era o chestie interesantă... Dacă era, dar de ce nu ați stat să filmați toate interacțiunile mele cu toți turiștii pe care i-am taxat? Nu, eu nu contest taxa, contest că poveștile care ți-a spus dumitale și dumneata înghiți povești. Ce convenție cu biserica? Pe de unde și până unde are convenție biserica cu cetățeanul? Adică vine cetățeanul, pentru spune o poveste? Suntem oameni și ne înțelege. A, suntem oameni. Deci voi faceți legile după cum vreți voi, că sunteți oameni. Noi nu facem legile după cum vreți. Nu, ești un simplu angajat, ești o angajată, domnișoară, doamnă. Ești o angajată care ți s-a dat acel chitanțier, indiferent cine vine. N-am spus, domnule, dacă spune o poveste, ăia care au venit atunci erau cu 3 copii în spate. Nici nu are loc. Dar cum ai verificat dumneata să vezi dacă era povestea reală? Pentru că pe acei oameni îi cunoaștem de foarte mult. Extraordinar, ăia nu erau din Arad și îi cunoșteai pe oamenii ăia. Da, pentru că au... Hai, lasă minciunile, că ai început să minți. Ăla era din Arad, omul a spus că n-a venit niciodată, decât odată întreba cum ajunge. Cum poți să spui așa, bine, minciună? A spus cum ajunge. Să-ți arăt? Păi da, eu m-am săturat de minciunile astea. Dragii mei, când o vedeți pe doamna, mințiți-o. Mințiți-o ca să-i demonstrați că e profesionistă. Și acum dumneata cu toată suma... A, ți-a încasat directorul și a plecat cu banii. Nu a plecat nimeni. Orice sumă care o încasezi, o anumită sumă, da, trebuie să citești... Eu spun și eu despre legi, dacă vrei, că ai spus despre o ordonanță. Vă spun eu ceva, că știu ce vreți să spuneți. Ia ziceți. Orice sumă pe care eu o încasez, da? Următoarea zi sunt obligată să o depun la sediul patrului. Am înțeles. Da? Și dacă vine un tâlhar... Vine un tâlhar aici, că uite, e singur în pădure. Ce te faci? Până îți vin jandarme, ți-a și fugit. Asta este, bine, asumarea mea și da, practic să scot, din păcate, banii din buzunar. Am înțeles, da. Da. Toate biletele pe care le avem noi sunt luate cu proces verbal de predare prin... Ideea e că vehicul motorizat, mașina mea are motor. Nu spune acolo că ați băgat-o repede. Și dacă, de exemplu, era cu V cu număr de verde, ce făceați? Aveam voie? Cu număr verde? Nu, stăm de vorbă cu toată lumea. Voi stați după vorbă, cum faceți legea, chicherem-ul, HG-ul ăla, care, ce-i HG, a zis? Care-i HG-ul ăla? A zis ordonanța de urgență, 57/2007, vă rog. Așa, și ce spune acolo, ce spune în aia? Că regimul arilor protejate, așa, conform regimul arilor protejate, tariful de vizitare este regăsit acolo. Am înțeles, tariful, s-a stabilit prin aia, dar ce oferiți voi aici, că nimic, drumul ăsta e de când îl știu eu? Ce vizitare să vizitez în parcul ăsta național, că nu-i nimic, m-am dus în partea alta, într-adevăr am văzut ceva. Păi la... da, eu vă spun, acolo. Aici ce să fie? Drumul forestier care ajunge pe platou până în mănăstirea Stănișoara, așa, de acolo puteți observa releul. Să releu, e mutul la releu. Se poate observa. Hai, da. Lăsați vrăjeala asta. Nu v-a săturat. Deci eu nu te cer pe dumneata. Este o ordonanță. Este o ordonanță, nu. M-a deranjat că au venit alții și au spus povești, da? Și dumneata e hotărât. Dumneata e hotărât, da? Nu ai nicio calitate să hotărăști. V-a spus povestea ăla, ați ascultat-o și ați zis, da, domnule, circulați. Dragii mei, când o vedeți pe doamna, domnișoara, da? Spuneți-i povestea. Ajung la mănăstire, dumneavoastră, când ați oprit, așa, eu m-am prezentat frumos, am spus așa, cine sunt. Da, și da, bănuțul, da, am întrebat, mă duc la mănăstire, am zis. Eu am spus, mă duc la mănăstire. M-ați întrebat ceva și de traseu turistic. N-am întrebat nimic, am spus, mă duc la mănăstire, pe nu mă întreb numai ei. Și după ce v-am taxat, apoi mi-ați spus că vă duceți la mănăstire. Nu, i-am spus de la început, de când îmi faceți taxare la mănăstire? Dar având în vedere, eu v-am ascultat povestea. Acum, pe filmare puteți să spuneți că ați spus de la început că vă duceți. Nu, nicio problemă. Să vede că ceea ce... E și mașină. Ia uitați, sunt mașină. Sunt și sună și asta. Nu credeți că e așa. Da. Ia, să vedem. Ia, și pe ăsta îl cunoașteți. Ia. Nu e așa. Ia, cel. Dar mai ușor, că dă omul ăsta peste mata. Spuneți-i că vă duceți la mănăstire, să duceți mâncare și nu mai plătiți. Ia.
Vă duceți la mănăstire, duceți mâncare și nu, mai, nu le mai plătiți. Dar oamenii plătesc, nu este vorba, dar... Mă mir că n-a spus că-l cunoaște și pe omul. Măi, Cățeluș, ăsta a fost consilier pe la o primărie, da? Ăsta altul a fost director. A fost director pe la astea cu pădurile, de să nu se mai fure pădurile. El s-a îndrăgostit de pădure, a venit aici la pădurea. Deci ei ne vorbesc despre oxigen, da? Statul român, prin autorități, și dispar pădurile, dar dispar pădurile în dragi. Data. Ia, gata, va lua bănuțul, da? Ia-ți lua bănuțul, da. Deci, oamenii ăștia care sunt îmbrăcați în verde și reprezintă oxigenul, reprezintă tot ceea ce înseamnă de pomi, salcâmi, corcoduși, să taie pădurile în draci. Dar ei să facă nu, a venit aici și a pus de ce? Pentru că la mănăstiri, deci unde este o mănăstire, dragii mei, când vreți să-L vedeți pe Dumnezeu, atenție, s-au intercalat stăpânii, nu știu dacă ei sunt proprietari, că să vedem cine e proprietar aici. E statul român proprietar. Da, aberezi. Aberezi eu? Taxa nu se ia pentru mănăstire. V-am explicat lucrul acesta de N. Dar n-am spus că e pentru mănăstire, pentru... Ba da, tocmai ce-am spus. Ocolul Silvic. Nu, dar nu te poți duce la mănăstire să te rogi la Dumnezeu. Ce-i cât... drept că sigur v-ați dus la mănăstire să vă rugați la Dumnezeu. Te-am fost la mănăstire. Da, da. Ce tam-tam? Eu filmez, eu filmez să te vadă lumea, de ce nu înțelegi? Și te faci de râs, te faci de râs, că știți, dacă ți-am spus acolo în articolul 6, nici, spuneai că nici nu știu ce scrie în articolul 6. Și a spus, vehicul motorizat, mașina e vehicul motorizat, mașina ta e vehicul motorizat, doar nu fi praștie, ce o fi, e trasă de cai invizibil. Ce? Bă, nu mai e voie într-un par național, nu ai voie cu niciun fel de mașină. Adică sunt și din Prahova și avem și noi par, nu numai la voie aici. Da? Acolo, da, nu ai voie cu mașină sus, sunt nicio formă. De ce dacă pe drumul județean spre Vârful Codea se merge cu mașina, n-au voie cu mașină? Păi unde pe drum județean? Pe drumul județean spre Vârful Codea, spre Cabana Colchea. Deci ați urcat cu mașină, dacă știați că nu aveți voie cu mașină? Păi cum adică n-am voie? Unde spune că nu am voie? Păi uite, tocmai ce ați citit. Nu, unde spune? Unde spune? Aici, da, uite, spune, aici spune, dar nu spune ce fel de mașină, îmi spune că este doar direcția sigură, îmi spune că este parc protejat, care voi îl taxeți. Acolo nu e nimeni care să spună ca să stea cu biletul ăsta la drumul mare, da? Unde? Că nu e nimic, nu ne-am întâlnit cu nimeni acolo, este un drum forestier care e plin numai de lemne. Pe drumul acela forestier. Păi și ăsta e tot drum forestier. Aici v-ați întâlnit cu rândul. Cu cine? Așa e în fișa, Ranger ești dumneata, loc de muncă, în cod de cain, Ranger? O să verific, da, zic, dacă noi nu știm. Deci ea a fost secretară la vreo primărie, da. Bine, că furat în banul public, na, a dat-o afară, era și proastă, era și prostuță și avea probleme cu să plimba toată ziua cu cafeaua prin primărie. Și a dat-o afară. Ăsta la altul a fost director și ăsta tot așa. Era șef de tulumbă de la păduri. Când marcat, când furase mal 1 sau mal 2, n-avea nicio treabă. Ăsta toate pădurile din România, dacă te duci de sus la porțile cerului și te uiți de sus în jos, vezi că acela e România. Și când găsești Ranger, vă dați seama, Ranger, cu mașina lor. Monitorizare video. Cum doar fi monitor? E pitita, să nu cumva să vadă ursul. Dragii mei, după cum ați văzut, într-un parc național, într-un parc unde angajații, nu știu unul de altul, își ascundă ecusoanele, o să vedem și următoarel punct de taxare. La turnul. Acolo, proprietatea, Biserica Ortodoxă Română, când mi-a dat un comunicat, mi-a spus că ei sunt proprietari. Păi ei sunt proprietari. Deci unde sunt mănăstiri, biserici, acolo se poposesc oamenii aceștia. Nu există poliție aici, nici un număr de telefon, nimic. Lăsați-mă să merg la compartimentul de specialitate și să verific. Comuna aici are gaze, apă potabilă, toate astea, așa mare. În ce scop informăm? Ce salariu aveți dumneavoastră? Este afișat pe ușă. Aveți salariul, aveți, da? Afișat. Am înțeles. Nu prea sunteți transparente. Ce prevăzut de lege este? Da, nu prea sunteți transparente. Secretari sunteți, da? Da. Am
Nu prea sunteți comunicat. V-aș putea să vă recomandați, acum mi-am dat un document de unde sunteți și cum vă vedeți. Păi te-am spus, Geana Hare Florin. Eu nu cred că v-am cerut cu sumă sau legitimația noastră, care, cu toate că codul muncii spune că trebuie să-l aveți. Atenție să știți că v-ați fost firmată. Probabil că o să vă faceți de râs dacă aveți acest comportament, chiar dacă am intrat la secretariat. Că aici, după cum văd, mi se pare o comună nevolbetă. Nimic dezvoltare. Bine, mulțumesc să zic bună. Deci puteți să-mi spuneți numele agentului economic, ca să nu chem poliția? Că văd că vicele nu este, primarul nu este, un administrator public nu este, o informație adică de interes în așa fel încât să fie rapid pentru că se pune viața în pericol a cetățenilor. Vă rog, frumos să faceți o solicitare. Da, înțeleg, puteam face este bătă. Așteptați la distracție. Am rugăminte. Cine înregistrează societățile comerciale? Ce birou să-l cumpără? Asta și costă. Poate ce-o nu. Ia, vreți. Puteți, am vreți tot aici. Pot la dumneavoastră. Ziceți-mi cum se numește administratorul societății, care v-am zis SECE Muntele Cozie, SRL. Uita taxe și impuste. Omul ăsta nu plătește impozite aici, la cât? Pune la urmă. Și nu puteți să vedeți unde, pe ce număr este sau cine e administratorul societății? Ce-i secretul mai mic ăsta în primărie în SECE? Dar ideea e că nu știu cine s-a administrat. Nu să știu. Dar figurează? El s-a administrat? Figurează, da, dar am administrat-o nostru. Eu sunt în față. Am înțeles. Bine, mulțumesc.